Coaliția pentru Familie și-a propus să protejeze familia prin revizuirea Constituției. Încă de anul trecut s-au început demersurile pentru ca legea fundamentală a țării să prevadă definirea căsătoriei ca uniunea dintre un bărbat și o femeie. Din Coaliția pentru Familie fac parte 23 de asociații și ONG-uri, iar comitetul de inițiativă este multiconfesional, ortodoxi, catolici, greco-catolici, baptiști și penticostali. La sfârșitul lui 2015 s-a format un comitet de inițiativă care are în componența sa un număr de 26 de ONG-uri, un comitet de inițiativă care dorește ca să exprime părerea societății civice, precizez și vreau să întăresc acest lucru, adică societatea civică și nici de cum un cult religios separat. Și acest comitet de inițiativă s-a constituit în Coaliția pentru Familie în vederea schimbării articolului 48, alineatul 1 din Constituția României, acolo unde se precizează că familia, în ceea ce privește țara noastră, este constituită prin liberul consimțământ dintre soți. Se dorește ca acest articol să fie schimbat, bineînțeles, dacă societatea românească va fi de acord cu acest lucru și să fie precizat clar, familia, în cazul țării noastre, este constituită prin liberul consimțământ dintre un bărbat și o femeie. La Drobeta Turnul Severin a avut loc astăzi o conferință de presă organizată de Asociația Părinți pentru Ora de Religie, filiala Mehedinței, în care au fost prezentate motivele pentru care articolul 48, alineatul 1 din Constituția României, trebuie modificat. Unul dintre aceste motive și poate cel mai important îl constituie echilibrul în familie. S-a întâmplat în ultimii ani să lucrez în general în organizații, în structuri în care erau mai multe femei decât bărbați. Dar am avut situații și în care cursuri de formare în care au fost prezenți mai mult bărbați decât femei. Și de fiecare dată spun această glumă, că dacă sunt mai multe femei, spun, voi aveți nevoie de niște bărbați aici, sau dacă sunt mai mulți bărbați, voi aveți nevoie de niște femei aici. Despre ce vorbim asta? Despre echilibru. Da? Din un argument pentru a susține demersul pe care, de modificare al Constituției, ar fi acest echilibru. Nu putem vorbi de familie decât din perspectiva echilibrului. Și echilibru nu poate să-l dea decât bărbatul și femeia. Orice altă însemnătate al cuvântului soț rupe acest echilibru și nu este binevenit și nu poate să fie natural. Pentru ca revizuirea Constituției să aibă succes, inițiatorii trebuie să strângă minim 500.000 de semnături în termen de 6 luni. Depunerea dosarului și a semnăturilor la Parlament trebuie făcută până pe 24 mai. Urmează procedura prealabilă de avizare a Curții Constituționale, urmată de votarea în Parlament a propunerii legislative. Apreciez că această inițiativă legislativă, care a fost promovată de către Coaliția pentru Familie și care vizează modificarea conținutului articolului 48 al Constituției României, care în prezent prevede la articolul 1 următoarele. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. La aliniatul 2 al aceluiași articol se prevăd următoarele: condițiile de încheiere, de desfacere și de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă. La aliniatul 3 se prevăd următoarele. Copiii din afara căsătoriei sunt egali în fața legii cu cei din căsătorie. În temeiul acestor dispoziții legale, Coaliția pentru Familie și a promovat această inițiativă legislativă care vizează modificarea acestui articol din Constituția României astfel. Aliniatul 1. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie. Procedura prevede strângerea cel puțin 500.000 de semnături. Acest număr a fost depășit în prezent. Psihologii susțin acest demers benefic, în special pentru copii. De ce spun că este important să fie în echilibru? Pentru că
În jurul vârstei de 5-6 ani, copiii își caută, să zic, identitatea de gen și au nevoie de modele. Modelele sunt extrem de importante pentru că cu ele ne ducem în viață și probabil dacă e să ne analizăm, fiecare dintre noi avem acele modele care au fost și sunt la baza personalității noastre. Până în prezent au fost strânse peste 2,6 milioane de semnături în sprijinul revizuirii Constituției. În plus, membrii Coaliției pentru Familie doresc programarea referendumului în aceea zi cu alegerile parlamentare.